Salutare tuturor, numele meu Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vorbim despre două website-uri care te plătesc să încarci, să încarci fișiere. Unul de fapt te plătește să încarci fișiere, unul te plătește ca să faci, să faci poze și să le transformi în bani. O să vă arăt imediat cum să faceți chestia asta. Înainte să începem videoclipul și să vorbim despre aceste două website-uri, nu uitați să lăsați un like la videoclip dacă credeți că v-a ajutat cu ceva, sau lăsați un subscribe pentru că mă ajută foarte mult și suntem foarte aproape să ajungem la um, 5.000 de abonați. Bun, în primul, primul website se numește upload.io um, ăsta te, te plătește ca să încarci fișiere. Da? Um, e un website unde uh, uh, lumea se duce să descarce poze, să descarce da? și lor le trebuie uh, content uh, nou, content um, care poate să fie refolosit, da. Um, vedeți aici, o să primiți um, 15% uh, din câștigurile prietenilor sau familiei pe care le inviți da, și își fac cont cu, cu link-ul tău, nu trebuie să fie neapărat prieten sau familie, poți să inviți, nu știu, poți să te duci pe grupuri, uh, poți să te duci pe, nu știu, să-ți faci un videoclip despre el și să-ți promovezi linkul. ul și atunci când cineva își face cont folosind link-ul tău, tu o să primești 15% din banii pe care el îi face pe acest, pe acest website. Dacă dăm aici la Make Money, uh, e destul de simplu să-ți faci cont, da? pur și simplu adaugi adresa de e-mail, îți confirmi adresa de e-mail, da, foarte important, și atunci când îți faci cont, trebuie să îți adaugi și um, um, adresa ta de PayPal, da, îți cere și adresa ta de PayPal. Um, aici jos o să vedeți cam câți bani faci pentru o mie de descărcări. Uh, dacă ne uităm aici în uh, tier A, da, un fel de, um, de clasamente, da, tier A, care sunt uh, trei țări, uh, America, Canada și uh, Switzerland. Da? Um, astea, aceste trei țări pe 1000 de descărcări, de ei fac 7 dolari. Noi suntem tocmai aici jos da? tir D și noi facem 2 dolari pe 1000 de vizualizări. Uh, Website-ul plătește zilnic. Da? Uh, adică dacă ai făcut uh, că trebuie un minim payout de 3 dolari. Dacă ai făcut banii ăștia, îți trimite direct în contul tău de PayPal, durează undeva până la 7 zile, mă rog, nu durează 7 zile, dar cam așa funcționează, da? Durează, durează undeva la 7 zile, da? Ca să îți primești, ca să îți vezi banii în cont. Poți să încarci orice fel de fișier, da? Adică nu ai, nu știu, nu ai... nu ai un fișier anume pe care trebuie să-l încarci, poți să încarci orice, poți să descarci, nu știu, jocuri, să le încarci pe acest website sau poți să descarci poze sau, nu știu, fișiere, PDF sau tot felul de fișiere, poți să încarci orice vrei tu, da? Și dar când cineva descarcă fișierul pe care tu l-ai încărcat, tu o să primești, o să primești bănuți. în, în cazul nostru, în cazul persoanelor din România, primim 2 dolari pentru 1000 de descărcări. Da? Destul, de, destul de ok, adică poți să faci și niște, poți să faci venit pasiv făcând chestia asta, e destul de simplu. aici aveți niște, niște chestii pe care să nu le încărcați, da? ca să nu vă șteargă contul. Da? Doar aveți grijă, citiți aici cam ce, ce trebuie să, de ce să vă feriți, da? Destul de interesant Încă o chestie, dacă încărcați ceva și nu primește vizualizări O să fie șters în, în, în 90 de zile, da? Deci cam așa funcționează acest website Dacă ceva nu este popular sau nu primește vizualizări sau nu primește atenție O să fie șters și o să facă loc altor... altor, altor Altor fișiere, altor care, nu știu, care primesc atenție, care primesc vizualizări și care fac bani. Cam așa funcționează website-ul și de asta încă nu a rămas fără spațiu, înțelegi? Adică dacă probabil ținea toate fișierele pe care lumea le încarcă pe acest website, probabil rămânea fără spațiu de mult. Cam asta a fost. Dacă aveți probleme atunci când vă faceți cont sau ceva de genul, nu, nu ezitați să-i contactați, răspund. Eu am avut o problemă când a trebuit să-mi schimb adresa de PayPal um, și cumva trebuie să uh, trebuie să mergi prin ei pentru că odată ce ți-ai pus adresa de PayPal e cam setată acolo um, și trebuie să na, contactezi suport să le spui că vrei să-ți schimbi adresa că nu e, na, poate zic că ți-a fost furat contul sau ceva de genul. Deci upload.io un website bun de făcut de făcut bănuți. Acum, al doilea website despre care o să vorbim se numește foap.com. Da. Website-ul ăsta te plătește să faci poze. dar De câte ori poza ta o să fie descărcată de cineva, tu o să faci, tu o să faci, tu o să faci bani, practic, da. Sunt chestii, nu e chestii e că tu nu o să te bazezi pe atunci când cineva îți descarcă poza, tu o să, o să încerci să, să intri în tot felul de, de concursuri, da? au tot felul de, de concursuri unde poți să câștigi destul de mulți bani. De obicei, între 30 și 500 de dolari, da? Poate să fie mai mulți câștigători, da? Poate să fie mai mulți, de exemplu, poate să fie... 2-3 persoane pe locul 1, 2-3 persoane pe locul 2, 2-3 persoane pe locul 3. Adică poți să câștigi chiar dacă nu ești pe locul 1, chiar dacă nu ești pe locul 2, poți să câștigi, o să câștigi ceva bănuți oricum. cum. Deci, o poză pe, pe marketplace-ul lor costă undeva la 5 dolari. dar odată atunci când cineva cumpără, cumpără o voi faceți jumătate, da, 50-50 jumătate, da adică 5 la tine, 5 la ei. Cam așa fac ei bani, cam așa o să faci și, tu, um, și tu bani. Um, poți, să faci, poți să faci bani fără să... Um, fără, să faci, fără să faci poze, dar fără să, să, nu știu, să faci tu poze folosind nu știu, o cameră sau telefonul tău, um, poți să folosești metoda asta 4, patra, adică să faci albume, da? îți deschizi cont, îți deschizi un cont gratuit și creezi albume poți să le, le, poți să creezi albume în diferite nișe în diferite nu știu, diferite albume da? și de câte ori cineva o să cumpere o poză um, din albumul tău, care nu este a ta da? pur și simplu ai găsit-o pe, pe acest website um, doar că poți să faci 30 de albume poți să faci 100 de albume da? îți dai seama că o să faci și o să Cineva o să cumpere la un moment dat, cu cât ai mai multe poze în albumele tale sau așa, cineva o să cumpere la un moment dat o poză din albumul tău sau chiar mai multe, depinde, depinde câte albume creezi. Și vă sugerez să îi să, să dați o șansă acestei acestei metode pentru că mi se pare foarte, foarte interesantă și foarte simplă, simplu de pus în practic. Cum am spus, te duci pe website. Vezi ce poze sunt uh, populare, da? le, le pui în albume, da? faci albume pe indice, da? adică, uh, de exemplu, asta fac un album uh, în, uh, nu știu, să zicem pisici, da? pui numai poze cu pisici. da? Și atunci când cineva cumpără o poză uh, cu o pisică din albumul tău, tu o să primești 25 de cenți, pentru fiecare. Poză, da? Deci e destul de ok, adică poți să, nu știu, poți să faci undeva la 5, 6, 10, 20, depinde câte albume creezi tu. Aici e ceva ce depinde foarte mult, foarte mult de tine, da? Um, nu depinde de website, nu depinde de, de client, nu depinde, depinde de, de, tine și cam cât, nu știu, cam cât timp depui tu în această metodă, da? um, foarte foarte simplă. Asta este o chestie nouă pentru că eu când am folosit când am folosit um, Fop, um, nu era asta cu să primești 25% pentru album, să creezi albume și chestia asta nu nu exista chestia asta, da? Mi se pare foarte uh, foarte interesant acum că au, um, nu știu, au adăugat. Asta și cred că o să o să fac um, o să fac un alt cont pentru că mi-am pierdut contul meu. Aveam foarte multe foarte multe poze pe contul ăla, Doar că. Nu știu, doar că l-am pierdut, mi-am uitat parola, nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Deci, faub, fo foarte, foarte interesant. Da? Cam așa arată. Cam așa arată. Um, um, mă rog, sunt concursuri, dar ei le numesc misiuni, da? misiuni, cam așa sunt misiunile pe acest website, de exemplu ăsta, să, să faci o poză la, la răsărit și asfințit, da? să faci o poză la o persoană care zâmbește și tot așa, puteți vedea 600 de dolari în premiu, da? 500 de dolari premiu, 1000 de dolari premiu, da? să faceți, nu știu, celebrate spring, să celebrați primăvara. Testul de interesant. Aparent acum poți să faci bani și de pe videoclipuri, nu doar de pe poze, da? adică dacă poți să faci niște videoclipuri artistice și le încarci aici, foarte tare, poți să faci bani și din chestia asta, v-am spus înainte, website-ul era foarte simplu, încărcai, încărcai poze. Și dacă aveai noroc ca cineva să cumpere o poză, foarte bine. Eu pe acest website cred că am făcut, când îl foloseam înainte, cred că am făcut undeva la 50-60 de. De, de, de euro Și postam mai mult poze despre natură da? Duminica, am Alergam în jurul unui lac Și uneori mă opream și făceam făceam poze Le încărcam pe acest website și Am, am, am făcut câțiva bani Îmi pare foarte rău de contul ăla Că aveam foarte multe poze pe el Dar sunt persoane care fac foarte mult fac foarte mulți bani cu acest, cu acest website și puteți vedea aici cam ce, cu ce branduri funcționează, da, cu Nivea, cu Kraft Heinz, Volvo, Transavia, Heineken. Acestea sunt companii destul de mari cu care acest website funcționează. Um, um, colaborează. What the fuck? Um, o să ne uităm un pic la missions aici că pot să văd aici niște misiuni. Um, ok, uite asta, să faci, să, faci o, să faci un videoclip la parfumul tău uh, favorit, da? cu, cu, un premiu de 200 de dolari, ăsta cu un premiu de 700 de dolari, ăsta 500, ăsta 150, îți dai seama, poți să, poți să intri în toate aceste concursuri și v-am spus, poate nu o să câștigați premiul întâi să luați 700, dar poate o să luați premiul, o să luați, o să ieși și spero cu 3 și o să luați, nu știu cât o să luați, 50, 30 de dolari. Deci puteți să faceți bani. Website-ul se numește foap.com. Uh, intrați, vă faceți cont și puteți să începeți să faceți bani uh, din pozele voastre. Băieți, cam asta a fost cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu și lăsați un like pentru că mă ajută foarte mult. Ne auzim în videoclipul următor. Pa, pa!